Bună dimineața, bună dimineața și bine ați venit la o nouă ediție PWN Live Talks. Suntem într-o dimineață foarte însorită în sufletele noastre, pentru că avem vești foarte, foarte frumoase pe care vreau să le împărtășim cu voi. Mulțumesc că sunteți alături de noi în fiecare marți atunci când avem emisiune. Și pentru că sunteți tot timpul alături de noi, astăzi vreau să povestim așa la cafea, într-o discuție lejeră, despre ce înseamnă puterea lui împreună. Este o sintagmă pe care știți că noi am mai tot discutat-o în diferite forme. Dar de data aceasta am invitat-o pe Delia Svetcu. Bună dimineața, Delia, bine ai venit la noi în emisiune. Bună dimineața, Alina, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Cu mare drag. Delia este, pe lângă faptul că este antreprenor, este de fapt în calitate de președinta Asociației International Women's Association București. Și despre această putere a lui împreună, despre ce înseamnă comunitățile și ce pot face ele ca să schimbe într-adevăr sau să aducă o amprentă în societate. Așa că astăzi vom vorbi despre comunități, despre ce fac ele și cum fac să lase o moștenire generațiilor viitoare. Așa că, Delia, eu te-am invitat astăzi să povestim despre asociația pe care tu o conduci. La început aș vrea să vorbim puțin despre asociație în sine și după aceea despre proiectele pe care le desfășoară în general și surpriza de final la care vom face chiar și niște call to action, pentru că este foarte important. Așa că să nu mai zăbovim, pentru că și așa suntem pe fugă și cu foarte multă treabă, că organizăm foarte multe lucruri acum în decembrie. Spune-ne, te rog, Delia, când a început de fapt asociația? Pentru că este international, deci mi-e foarte clar că nu a început în București, așa că fă-ne puțin de context, spune-ne puțin despre asociație. Bună dimineața din nou și mulțumesc încă o dată pentru invitația de a vorbi despre comunități și despre lucrurile pe care le facem împreună și despre puterea lui împreună. Asociația Internațională a Femeilor, așa cum spuneai anterior, este o asociație internațională creată în București în anul 1978, imediat după cutremur. Imaginea existentă la acea vreme în capitală era una deplorabilă, cu clădirile căzute, cu zeci de câini abandonați, cu accesul la alimentație foarte restricționat. Erau vremuri foarte triste. Iar soțiile diplomaților de la acea vreme simțeau nevoia de a se implica. Nu neapărat să aibă această componentă socială, ci de a găsi o variantă de a se întâlni, de a comunica și de a discuta despre modurile în care pot să ajute țara în care se află. România nu era o destinație dorită de către diplomați la acea vreme. Știm cu toții că eram în plină perioadă comunistă. Fusese și dat decretul cu, era legea 23, care interzicea românilor orice contact cu străinii. De aceea, accesul doamnelor și accesul celor care se aflau aici în capitală la cultura și valorile noastre era foarte restricționat. Iar Evelyn Schwitz, soția detașatului cultural de la Ambasada Americii, a avut ideea de a crea un prilej în care doamnele să se întâlnească și să socializeze. Prima întâlnire a fost la o ceașcă de ceai și la fursecuri pe strada Plopilor la reședința lor din acea vreme. Așa a început Asociația Internațională a Femeilor în București. Apoi doamna Schwitz, care era foarte, o doamnă foarte organizată, foarte, cu abilități sociale foarte puternice, și a dorit să nu stea în umbră, să nu trebuiască să se ascundă de către oficialii comuniști sau de Partidul Comunist, și a mers la oficialități și și-a împărtășit ideea, a spus că dorește să creeze o asociație internațională în care să facă parte toate soțiile ambasadorilor. Răspunsul, bineînțeles, că a fost nu.
Răspunsul oficial a fost nu, însă neoficial i s-a dat voie să se întâlnească, bineînțeles cu un acces restrâns la societatea locală. Așa a început tot. Mult curaj, mult curaj, într-adevăr. Adică în acea perioadă mi se pare că acest pionierat chiar a însemnat foarte mult, pentru că de fapt a pus bazele, chiar dacă la nivel restrâns la momentul respectiv, către o altă mentalitate. Și nu putem decât să ne bucurăm, pentru că ușor, ușor am beneficiat și noi de mentalitatea asta. Deci e exact. Foarte, foarte. Da, și ca să uite, citesc acum din broșurica noastră, primele membre românce care au făcut parte din Asociația Internațională a Femeilor au fost doamna Zoie Dumitrescu Bușulenca, doamna Amelia Pavel, critic de artă și expert, doamna Antoneta Ralian, translator, și doamna Lipati, soția ambasadorului Lipati. Deci acestea au fost primele doamne românce, membre ale Asociației Internaționale a Femeilor din București. Auzi, Delia, dar ați păstrat tradiția cu fursecurile? Da, de asta avem în fiecare a treia marți din lună Coffee Morning. Da. Este evenimentul nostru social la care toate membrele sunt invitate. Și da, avem cafea, croasante și fursecuri. Iar numărul celor care doresc să se întâlnească în această marți a treia, nu prima, cum sau voi vă întâlniți în fiecare marți. Noi în a treia marți din lună. Da. Noi de două ori, de două ori pe lună, în funcție de cum se nimerește, nu știu dacă e neapărat în prima și a doua, știi că se decalează. Dar cine știe, poate facem un live talk acolo cu doamnele, știi? Dacă se nimerește într-una dintre zilele de marți. Da, este. Noi doar marți avem, deci în prima marți din lună. Da, și la fel, doar că eu nu-mi dau seama dacă pică în a treia, când pică în a treia marți, știi? Da, și ca și parteneri, acum avem Grand Hotel, avem o locație superbă în care ne întâlnim, socializăm și ar fi minunat. Chiar ar fi, uite, te invit cu această ocazie, în care marți dorești, în care marți se sincronizează cumva. Noi pe calendar, că noi o să mai avem o emisiune din acest sezon de toamnă-iarnă și revenim din ianuarie. Și o să mă uit pe program și o să te anunț și poate facem așa un live talk cu mai multe doamne din asociație, pentru că noi de fapt PDA Brand România și IOA și-au unit forțele, așa că suntem parteneri, de ce nu să și discutăm împreună la cafea. Credem că lași așa ca o surpriză și parteneriatul nostru. De ce nu? Nu, dar am zis că ne-am unit forțele, da, parteneriatul povestim pe delete atunci când este cazul, dar să-ți unești forțele și să te sprijini ca asociație sau, mă rog, asociațiile între ele. Nu cred că este nevoie întotdeauna să existe parteneriat, știi, stabil și oficial. Ar trebui, că de fapt asta, de asta îmi doream să zicem despre partea asta, să ne ajutăm unii pe alții. Pur și simplu, adică nu doar că există un parteneriat și în virtutea parteneriatului noi trebuie. Nu. Este bine să ne oferim acest suport reciproc întotdeauna. Asociațiile între ele, mai ales cele profesionale, cred că este important să facă asta. Apropo de asociație, câte membri aveți în prezent? În jur de 100 avem acum. E un număr foarte mic față de ce aveam în trecut. Ne-a afectat pandemia, dar suntem în plin proces de aducere de noi membre, pentru că avem și o regulă foarte clară. Accesul fiecărei națiuni este de limita maximă de 25% de numărul total de membre. Adică tot ca să fim o societate echilibrată, o organizație echilibrată, trebuie să respectăm acest criteriu. Iar pentru a primi membre românce e foarte important să avem prezența membrelor expate. Iar suntem într-un plin proces de creștere a numărului, pentru că sunt o mulțime de doamne reprezentative din comunitatea noastră care ar putea să aducă un plus valoare asociației. Dar
Acum sunt în aceste 100 de membre și în, mă rog, în numărul total care vi l-ați stabilit, avea o limită maximă? Nu, am avut 300 de membre, adică nu există. Asta înseamnă că nu mai sunt doar doamne soții de diplomați, ați extins puțin criteriile ca să înțeleagă doamnele, pentru că a face parte dintr-o, sunt foarte multe membre PW în România care ne urmăresc, care nu înseamnă că nu pot fi și membre la voi, dar trebuie să știe puțin dacă se încadrează sau nu, mă rog, așa în linii mari, că e clar că voi aveți niște criterii pe care bănuiesc că trebuie să le bifeze fiecare posibilă membră, dar să înțeleagă puțin dacă s-ar încadra. De-aia zic, cam ce... Dacă la începutul creierii acestei organizații accesul era restricționat doar pentru soțiile diplomaților, după anii 90, în această asociație au început să activeze și soțiile expaților care au venit în acea perioadă. Iar componenta aceasta a devenit mult mai vizibilă. Acum în asociație avem și soții și ambasadori și soții de ambasadori, însă avem foarte multe doamne care sunt, uite, și antreprenori sau dornice de a-și crea să-și creeze propriul business sau a fi independente. Structura și componenta membrelor s-a schimbat foarte mult în acești ani. Asociația Internațională a Femeilor din România este o asociație tânără, spre deosebire de asociațiile care se regăsesc acum în Europa. Fac o mică paranteză. Am fost invitată la Berlin cu ocazia celebrării a 30 de ani de existență International Women Association of Berlin, iar acum acolo media de vârstă este mult mai ridicată decât la noi. Deci noi trebuie să ținem cont de faptul că ne dorim dinamism, ne dorim interacțiuni sociale de calitate. De aceea nu avem ca și criteriu profesia sau apartenența la această lume diplomatică. Ne dorim diversitate, multiculturalitate și sprijin reciproc. De aceea porțile noastre sunt deschise momentan. Expații au mai mari, au accesul facil, pentru că există această regulă care este foarte strictă. Noi suntem auditați, facem parte din Open Door Association, din asociația care leagă toate AIWA din lume. Și avem niște reguli pe care le stricte, pe care le respectăm. Iar doamnele din Professional Women's Network sunt mai mult decât binevenite. Poți să participe, nu poți să devină membre până nu ne facem, avem numărul de expați care să ne permită accesul și celor din România. Deci asta este singura. Dar ca și profesie, nu, avem doamne profesori, avem doamne avocat, medici, din toate mediile. Bun. Perfect. Deci au reținut, mai revenim așa pe subiect pe măsură ce mai avem informații. Ia zi-mi tu, Delia, în afară de morning coffee ăla de marți pe care abia aștept să-l calculez eu, ce mai faceți voi prin asociație? Mai facem multe, foarte, foarte multe lucruri. Deci nici nu știu, chiar spuneam că nu apuc să postez sau nu apuc să vorbesc despre lucrurile pe care le facem, că facem atât de multe încât într-o zi din asta, stai, scuze-mă că sunt pe telefon, nu am reușit să-mi descarc, dar așa, într-o zi sau într-o săptămână avem atâtea evenimente. Anul trecut în pandemie, cu toate restricțiile și cu toate condiționările pe care le-am avut, am organizat 277 de activități. Cu limitarea tuturor normelor. Deci în condiții de pandemie. Însă acum, când lumea ne deschisă, facem tot felul de activități culturale menite să ofere membrelor posibilitatea de a descoperi România. Pentru că tot sunt prima președintă româncă, am această onoare, îmi doresc să împărtășesc doamnelor din comunitate valorile, tradițiile, frumusețea țării gazdă. De aceea, o mare parte din activitățile noastre sunt focusate pe acest pilon, descoperă România. Am construit o echipă, avem în comunitatea doamnelor românce o echipă foarte dinamică de membre care voluntariază și ele pentru diferite activități. Săptămâna trecută am fost în vizită la principesa Margareta, custodele coroanei, la maestatea sa.
Asta este una dintre cele mai recente activități și am băut un ceai cu domnia ei și am discutat despre proiectele pe care le putem face împreună, atât pe acest pilon Descoperă România, cât și pe caritate, pentru că și majestatea sa este foarte activă în sfera socială. Așa este, da. Și putem să avem proiecte comune. Anul trecut, de exemplu, toate veniturile obținute la bazarul hibrid pe care l-am organizat au mers către Crucea Roșie, asociația pe care ea o patronează. Deci îmbinăm puțin socialul și cu caritatea. Încercăm să le îmbinăm. Dar avem parteneriate cu Cervantes, de exemplu. Și suntem invitate la toate activitățile culturale care se organizează acolo la Institutul Cervantes, la Centrul Cultural Italian, pe lângă linia aceasta directoare, ca să zic eu așa, cu Descoperă România, am inițiat și Caleidoscopul Cultural, în care fiecare țară este invitată să-și prezinte cultura în fața noastră. Ca să numesc așa, ca și evenimente, am avut la reședința ambasadorului Coreei, am avut un kimchi degustation și am fost invitate să descoperim tradiția culinară a societății coreene, importanța pe care o are kimchi în bucătăria lor. S-a discutat despre tipurile, sutele de tipuri de kimchi și așa mai departe. Un alt eveniment a fost la ambasada Peru, la reședința doamnei ambasador a Peru în România, unde am gustat ceviche și pisco. Și în același timp am descoperit lucruri care țin de societatea lor, de cultura, de geografia, de istoria poporului peruan. La Turcia am fost invitată de către doamna Fusion, a rămas la un mic dejun la reședința dumneaei, unde am degustat toate specialitățile turcești și am băut, bineînțeles, din cafeaua la ibric. Da. Deci facem tot felul de activități menite să descopere, să îmbogățească schimbul cultural între membrele pe care le avem. Sună chiar provocator, așa, știi, să ai atâtea activități. Deci anul ăsta nici nu vreau să întreb câte ați avut și câte vă prognozați pentru anul care urmează, pentru că dacă în pandemie ați reușit așa, mi se pare fabulos. Am uitat de Columbia, scuze să nu mă cer pe colega mea care este foarte activă, Jimena Raes. Este aici, apropo, să știi, ne salută. O salută, Jimena. Este incredibilă. Jimena ne-a ajutat foarte mult. Este o persoană deosebită. Este un membru valoros al comunității noastre, pe care ne bazăm de fiecare dată, nu doar pe aceste proiecte culturale, cât și pe proiectele educaționale, pentru că Jimena are foarte multe resurse și este foarte ofertantă din multe puncte de vedere și a organizat un eveniment columbian fabulos, cu muzică, dans, empanadas, tot ce bijuterii din Columbia. A fost un eveniment fabulos organizat de către ea și comunitatea pe care o reprezintă. Da, Jimena ne salută, să știi, și este foarte bucuroasă că în sfârșit PWN și Iowa sunt împreună. Hi, Jimena, back. Este un asset, că altfel nu știu cum să-i mai spun, foarte valoros și pentru PWN, pentru pilonul de mentorat, așa că da, Jimena face magie așa dintr-o parte în alta. Dar sunt convinsă. Și a fost și președinta Iowa. Deci a fost și președinta, adică este, ce să mai zicem, de Jimena. A uitat să menționeze, deci a fost mentora mea, să știi, adică. Ce mică e lumea legat de comunități, că tot vorbeam de puterea lui împreună. Da. Așa se fac lucrurile, împreună. Pentru că fiecare avem superputerile noastre, iar cred că superputerea care ne-a adunat este empatia. Da. În primul rând, pe caritate este foarte importantă empatia, deschiderea, curiozitatea, dorința de a fi prezenți într-un mod care chiar să conteze, nu doar fizic. Iar asta contează foarte mult. Ai menționat câteva elemente care pot fi catalogate ca valori și acum vin să te întreb, cum ai mai ridicat așa această întrebare.
Care sunt valorile după care se ghidează Iowa? Corectitudine, transparență, deschidere, toleranță, curiozitate, bunătate, empatie, respect. Astea sunt valorile de bază după care ne ghidăm. Sunt foarte importante, într-adevăr, în general, nu doar într-o asociație, așa că e foarte bine că le și insuflați după aceea cumva înapoi în societate. Și apropo de empatie și bunătate, am ales două dintre cele pe care le-ai menționat. Cum ați ajuns, sau mă rog, cum a fost trecerea de la evenimente și acțiuni sociale către cele de caritate? Că undeva la un moment dat cineva a venit și a zis: stai puțin, hai să facem și în anii 90. În anii 90 s-a întâmplat asta. Adică în anii 90 știm cu toții cum arăta Bucureștiul, locul în care trăiau diplomații din care se aflau în România. Iar componenta socială a devenit foarte importantă. Caritatea a devenit un pilon esențial în asociație, pentru că asociația este constituită pe trei piloni: Make Friends, Discover Romania, Bucharest and Charity. Iar componenta aceasta de caritate a devenit esențială. Apoi toate întâlnirile, toate reuniunile au căpătat brusc sens. Iar doamnele căutau modalități prin care să facă fiecare moment să conteze. Și s-a folosit networking-ul pentru a face strângere de fonduri. Iar sunt foarte mândră să spun că Asociația Internațională a Femeilor a stat la baza sau a finanțat la începuturile ei asociații care nu mai au nevoie de nicio prezentare acum, cum ar fi SMORT, Salvați Copiii, Ovidiu Ro, Light into Europe. Sunt organizații care au devenit atât de puternice și cu un impact atât de mare în momentul actual, însă în anii 90 Iowa a fost acolo. Adică sunt foarte mândră de aspectul acesta, iar deschiderea și implicarea doamnelor a fost posibilă și membrilor din România care au făcut trecerea, care au sesizat nevoile, care au făcut ca lucrurile să se întâmple în locurile în care trebuia. Era și greu să alegi unde să ajuți, pe cine să ajuți. Iar erau atât de mulți copii ai străzii, erau aurolacii despre care știam noi, erau și foarte multe persoane care au venit ca voluntari în acea vreme, străini, expați care au venit ca voluntari să ajute, au rămas aici și și-au creat propriile asociații pe care și acum le mai sprijinim și sunt, cum este de exemplu Casa Ian Telling, cu Casa Ioana sau Light into Europe. Domnul a venit ca și pilot aici să împartă hrană și a rămas aici, au rămas în România și au creat propriile asociații care sunt active și funcționale și astăzi și cu care avem o colaborare foarte bună. Deci pe mine componenta aceasta de caritate m-a atras în Iowa, pentru că dacă ar fi să legăm cumva activitatea mea pe care ai menționat-o la începutul intervenției, că sunt și antreprenor, așa am ajuns în asociație, ca sponsor al Mesei României la Bazarul de Crăciun, în 2015. Iar eram foarte dornică să strâng cât mai multe fonduri pentru Masa României, pentru că la bazar toate țările sunt reprezentate sub forma unor mese, standuri, și eram atât de dornică să strâng cât mai multe, iar cineva de la Ambasada Americii m-a invitat să particip la o ședință de caritate, să văd ce se întâmplă cu banii. Iar din momentul în care am asistat la discuții și practic am mers pe teren, că asta facem, adică nu facem doar evenimente drăguțe, bem o cafea, mâncăm un fursec, zâmbim la o poză și plecăm acasă. Nu, la comitetul de caritate mergem pe teren, adică mergem în orfelinate, mergem în centre de plasament, mergem în maternități, mergem la Grigore Alexandrescu, mergem peste tot unde e nevoie. Adică și dacă e să străbat București dintr-o parte în alta, cred că în fiecare zonă avem centre pe care noi le-am ajutat, în care Iowa este prezentă. Fie că vorbim despre un centru de refugiați din Berceni sau vorbim despre un centru în care sunt copiii străzii îngrijiți din Periș,
sau din Dămăroaia, centru pentru femei abuzate, centre secrete, adică în orice parte a Bucureștiului noi avem asociații pe care le susținem. Și de asta e foarte importantă componenta asta socială a AIWA. Adică avem sens. Nu e pur și simplu un club de social network, networking. Avem sens. Și asta ne face să avem energie, să avem putere, să mergem mai departe și să creăm tot timpul modalități prin care să reușim să strângem mai multe fonduri, să venim în întâmpinarea celor care au nevoie. Asta ne mobilizează. Și colega mea, Marina Coandă Bungdac, care organizează bazarul de 10 ani, este una dintre cele mai determinate și mai active membre. Face în fiecare an herupul ăsta. Nu este ușor să organizezi un eveniment la care aștept să vină 4.000 de persoane și să reunească toată sfera diplomatică. Dar asta ne motivează, asta ne face să ne depunem toată energia și toate eforturile. Pentru că, uite, și te invit odată, dacă vrei să vii cu noi într-o vizită, să vezi un centru. Deci când vezi ochii celor pe care îi ajuți și sentimentul acela, deci nu-ți mai trebuie nimic, adică nimic nu este mai important decât faptele bune pe care reușești să le faci, cât de mici ar fi ele, dar contează atât de mult. Să știi că această invitație o să o onorez fără a mă gândi vreo secundă, pentru că știu ce înseamnă să te implici în proiecte sociale și chiar o să povestim de un proiect de amploare, dar e pe altă filieră și o povestim. Okay. Într-adevăr, zona aceasta de a da înapoi în comunitate este extrem, extrem de importantă. Și înainte să povestim pendelete despre bazar, pentru că l-am lăsat așa cumva să curgă și vreau să încheiem cumva discuția cu el ca să rămână cei care ne urmăresc cât mai cu această informație cât mai proaspătă, vreau să te întreb apropo de asociațiile și cazurile, dacă sunt și punctuale, pe care le susțineți. Pe de o parte, cum le alegeți? Și pe de altă parte, dacă aveți o limitare sau limitarea este dată doar de bugetul pe care at some point reușiți să-l strângeți, cum faceți să ajutați atâtea asociații? Deci, doamnele care au pus bazele pilonului de caritate în AIWA au fost foarte bine organizate. Asta mă ajută foarte mult pe mine acum. Sunt niște criterii și proceduri foarte bine puse la punct. Și toate deciziile le luăm în comitet, nu le se iau individual, le luăm în urma analizei în comitet, urmărind câteva criterii sau urmărind cu strictețe criteriile. Mai avem și excepții de care pot să vorbesc. Deoarece numărul celor care au aplicat la noi a crescut și sunt multe organizații micuțe care au nevoie de sprijin, am limitat grantul maxim la 5.000 de euro. Adică suma maximă pe care noi putem să o oferim unei asociații este de 5.000 de euro, tocmai pentru că dorim să ajungem la cât mai multe asociații. Fondurile pe care noi le oferim sunt pentru bunuri durabile. Nu dăm fonduri pentru training-uri, pentru salarii, pentru diferite activități pe care nu le putem măsura. Oferim fonduri pentru aparatură, pentru echipamente, pentru mobilier, pentru utilarea bucătăriilor, băilor, dormitoarelor. Deci acestea intră în sfera noastră. Probabil să spunem. Ceva care e important să înțeleagă, poate ne urmăresc și asociații care își pun problema auzindu-te pe tine acum și să știe dacă și pentru ce trebuie să bată la ușă la voi, știi? Da, pe lângă acesta mai avem și criteriul distanța în jurul Bucureștiului, pentru că noi facem munca de teren. Noi mergem și vizităm practic toate asociațiile care solicită o finanțare din partea noastră. Avem ca și limită 60 de kilometri în jurul Bucureștiului. Ok. Iar durata de existență a ONG-ului care face solicitarea trebuie să fie mai mare de 2 ani. Am înțeles. Pe lângă acestea cerem date financiare, adică avem avem formulare standard pe care solicitantul trebuie să le completeze, să ne trimită bilanțul, cererea de finanțare completată, ștampilată și 2 oferte pentru fiecare bun solicitat. Am înțeles. Ok. Dar o asociație poate obține de la voi o singură dată un grant sau se poate înscrie, să zicem așa, la o recurență? Recurența de 2 ani. Adică
peste 2 ani poate să aplice din nou. Și avem asociații care aplică cam din nou. Deci odată la 2 ani eu da. Pot bate la ușă din nou. Am înțeles. Exact. Da. De exemplu, la Help the People din Help the People au sediu în Bergen. Se ocupă de copii, de persoane cu dizabilități mentale. Am făcut, l-am reparat acoperișul, le-am utilat bucătăria, am cumpărat mașini de cusut pentru persoanele care cu dizabilități care cos și fac terapie prin Artcraft. Da. Sau sunt câteva asociații care apelează recurent. Casa Ioana. Avem sunt acum avem așa Touch Romania. Deci sunt asociații. Prietenii mei de la Touch Romania. Da. Am lucrat și eu cu ei. Da. Păi sunt minunați. Nu știu, a fost una dintre primele asociații pe care le-am vizitat și m-au impresionat atât de mult, Doamne. Deci a fost nu știu, chiar la lacrimi m-au impresionat. Da, așa este. Bun, și voi îi ajutați făcând diferite acțiuni de strângere de fonduri. Și acum e momentul să vorbim despre bazar și despre bazarul din anul acesta. Ai tot zis tu bazar. Hai să vedem care este istoria bazarului și cumva care este conceptul și ce se întâmplă și când, cum anul acesta. Bazarul are o istorie foarte frumoasă și așa cum spune și Marina, colega mea, este un eveniment binecuvântat. Deși au fost de la începuturile creierii asociației, s-au încercat diferite modalități de fundraising, pentru că doamnele aveau nevoie de fonduri și au încercat să facă balul toamnei, balul. Au fost la început niște baluri, niște evenimente care dorea să reunească lumea într-un mod plăcut și la final să se facă și această strângere de fonduri. Dintre toate evenimentele de-a lungul celor 45 de existență Iowa, bazarul este cel care are cea mai mare consistență. Deci bazarul a rămas bazarul, adică bazarul e ceva care un eveniment care anul acesta împlinește 30 de ani. Wow! Deci este organizat de 30 de ani, este principalul eveniment de strângere de fonduri pe care îl avem, este coordonat de 10 ani de colega mea de Marina, Coanda Bundac, pe care o felicit cu această ocazie și transmit toate aprecierile mele pentru că are această perseverență și această dorință de a ajuta și de a contribui timp de 10 ani, iar fondurile care sunt obținute în urma bazarului de Crăciun sunt donate Departamentului de Caritate. La eveniment participă majoritatea sau aproape toată comunitatea diplomatică din România. Anul acesta 60 de țări și-au anunțat prezența. Wow. Fiecare țară are un stand. La stand vin de produse specifice țării respective, oferite de sponsor sau aduse personal în unele cazuri de către membrii ambasadei sau de către doamna, soția domnului ambasador sau de către doamnele ambasador. Sunt aduse personal din țara lor. Sunt vândute la stand, iar veniturile sunt donate. În afară de această componentă, mai este și cea artistică de care se ocupă Himena. Fiecare țară este reprezentată pe scenă printr-o mică intervenție artistică. Avem parada costumelor. Țările defilează în costumele specifice. Deci este un eveniment multicultural care este unic. Deși sunt atât de multe evenimente acum și Delia a dispărut din peisajul nostru, tocmai când ne povestea lucrurile cele mai interesante despre bazar. Dar sunt convinsă că va reveni și ne va povesti puțin mai în detaliu și cum putem de fapt participa și ajuta și noi sau contribui la acest bazar. Delia, sper să revin curând pe micile ecrane, ca să spun așa. Dacă nu, eu vă pot spune doar câteva detalii despre bazar, dar sunt convinsă că pe paginile de social media ale Iowa găsim informațiile.
Scuze, sunt pe telefon și... Nu-i problema, n-am făcut spoilerare, să știi, doar am warming up-ul l-am făcut. N-am spus nimic pentru că vreau să spui tu despre detaliile efective de organizare și de anul acesta, știi? Deci poți să continui de unde ai rămas pentru că nu am dezvăluit. Unde am rămas? Despre parada costumelor din costumelor că fiecare țară, da, că vom componentă artistică, să zicem, componentă artistică care întregește cumva spectacolul oferit de multiculturalitate. Este un regal al solidarității, pentru că nu facem politică, este un eveniment apolitic care nu face niciun fel de discriminare între națiuni. Ținem cont de animozitățile care pot să existe în așezarea meselor. Atât, în rest, putem să spunem că este un regal al păcii și al solidarității, pentru că indiferent de ceea ce se întâmplă acum pe plan global, toată lumea este solidară, iar toată lumea este prezentă și dornică să ajute. Am avut o surpriză foarte plăcută din partea Siriei, ambasadei Siriei, care au spus că au nevoie de spațiu mare pe scenă pentru că doresc să vină cu 30 de dansatori. Wow. Adică e, da. Iar a trebuit să le limităm puțin numărul celor care pot să ajungă pe scenă. Adică în ziua bazarului se întâmplă magie. Și asta și când e minunat. Când este ziua bazarului în 2022? Unde și cum putem noi ajunge să contribuim, de fapt? Adică în ce constă contribuția nu a unei asociații? Eu, ca și persoană fizică, cum pot contribui eu? Adică, de fapt, care este conceptul prin care bazarul strânge aceste fonduri, știi? Bazarul din 2000, a 30-a ediție a bazarului Iowa Christmas Bazaar din anul 2022 va fi organizat pe data de 11 decembrie la Biblioteca Națională, un spațiu generos, un spațiu luminos, frumos, care ne oferă cadrul perfect pentru desfășurare de forțe. Deci 11 decembrie, Biblioteca Națională, începând de la ora 10, ora 16 este închiderea. Poți să contribui venind, cumpărând. Okay. Biletul este de 10 lei. De asta toate membrele Professional Women's Network au invitație deschisă de a participa. Deci, puteți să avea accesul pe bază de invitație, cumpărând în mare parte. Dacă doriți, dacă aveți companii care doresc să sponsorizeze sau să susțină într-un fel, o pot face. De notat este că acest bazar niciodată nu se desfășoară sub imperiul lui trebuie. Nu există trebuie. Fiecare contribuie cum poate, cât poate. Dar surpriza plăcută este că de fiecare dată se poate mai mult. Și bucuria este mai mare când se poate mai mult. Dar faptul că nu avem presiune, faptul că toată lumea vine cu inima deschisă și oferă în măsura posibilităților, este un lucru de aduce o bucurie de nedescris în cuvinte. Pentru că sunt oameni sau am prieteni care sună și spun: cum poți să contribui? Și de la aranjamente florale pe care le primesc, când practic noi așa obținem veniturile, obținem sponsorizări, adică obținem lucrurile într-un mod gratuit prin sponsorizare, iar noi le vindem. Le cuantificăm în forma unei donații, că nu este un eveniment caritabil, nu este vânzare, practic este o donație pe care o dai, că noi le oferim, iar ceea ce primești este o donație pentru caritate. De la bilete la locuri de joacă, deci acces voucherele la locuri de joacă pe care le primim și le valorificăm la bazar, de la aranjamente florale, de la mănuși, la orice lucru pe care deci, practic, fiind pe 11 decembrie, zic și eu așa, mă gândesc, este locul perfect pentru toate cadourile de Crăciun, nu? Exact. Este, acum semnez contractele de sponsorizare și văd ce bunătăți o să și primim. Adică e chiar devenit, avem niște sponsorizări primite de la Italia, Italia sau cred că o să fie între avioane, dar
presimt că o să fac un video cu cineva să pot să achiziționez și eu, chiar dacă poate nu reușesc să ajung fizic, pentru că pare că îmi rezolvă toate problemele de Crăciun. Adică nu doar că poți contribui, intri în contact cu o multitudine de culturi cu care altfel poate nu poți intra în contact. Ai un program artistic, dacă e condus și organizat maestuos de Ximena, nici nu știu sigur exact cum va ieși de la extraordinar în sus. Și poți să ai, de fapt, o plajă atât de largă de cadouri posibile pentru toți prietenii și toată familia ta și să nu iei lucruri la fel. Deci un abifat mai mult decât mi-aș fi putut imagina. Și pe lângă asta, toate aceste beneficii pentru vizitatori, că astea sunt niște beneficii, că eu de fapt achiziționez niște lucruri, eu nu donez niște bani, pentru că eu mă întorc acasă cu un bun, așa că pentru mine ca și contributor nu este cumva niciun efort în plus. Cadourile ar trebui să le cumpăr oricum în perioada asta, da? Doar că sunt un pic mai spre unicat așa, pentru că nu le găsești peste tot în piață. Deci în varianta asta sunt de 2-3 ori câștigătoare. Și pe lângă asta, la finalul zilei pot să spun că eu fac o bucurie dăruind acel cadou, să spunem, familiei mele. Dar pe de altă parte fac un cadou mai mult decât din suflet celor care vor avea beneficiu, da? Fie că sunt copii, cum ai spus tu, fie că sunt mame care vin din familii abuzate, cum vorbeam de Tash Romania. Adică fac în final și un bine și cred că ăsta va fi cel mai frumos cadou pe care îl putem primi ca și vizitatori / contributori în bazar, nu? Exact, foarte frumos ai menționat. Așa e, contributori mai mult, vizitatori, contributori. Pentru că așa se întâmplă magia. Că este vorba de magie și tu pleci cu niște lucruri realizate manual de către o comunitate de mame din Ecuador, de exemplu, ca să mi-am amintit ce mi-am cumpărat eu de la bazar și sau cu niște elefanței din alabastru din Pakistan. Vai, deci elefanței sunt favoriții mei. Am la elefanței în casă, îmi trebuie să-mi întregesc colecția. Deci nu, Delia, trebuie să facem cumva. Cred că îmi schimb avionul, cumva fac. Nu știu ce faci, dar avea niște lucruri minunate. Și Japonia vine la fel cu lucruri interesante. Și Kazakhstanul, Cuba. Deci va fi un... Cuba. Da, toată comunitatea latină, Argentina, Cuba, Chile, Columbia, Ecuador, Venezuela, toate vor fi prezente. Avem Iranul, o să vină cu obiecte de artizanat foarte interesante și diferite. Adică sunt lucruri pe care nu le mai găsești în altă parte, nu mai ai o altă ocazie de a le achiziționa. Și nu există o variantă sau un eveniment care să restrângă atâta culturi într-un singur loc, iar la finalul zilei să fie componenta asta socială atât de importantă. Adică să știi că ai făcut bine, te-ai bucurat, cum ai zis și tu, te-ai bucurat, te-ai delectat, te-ai relaxat, ai văzut atâtea culturi, atâtea dansuri, atâta bucurie în jurul tău, însă când pleci acasă cu o sacoșă cu daruri pentru cei din jur, ai făcut și bine. Te uiți la sacoșa pe care o ai în mână și te gândești, Doamne, banii aia pe care eu i-am donat, să zic așa, pentru, sau i-am oferit pentru cadourile acestea, merg la caritate. Adică faci un de două ori, doi în unu. Exact. Două fapte bune în același timp. Uite, vreau să te întreb acum ceva pragmatic. Și mie mi-ai dat lumea peste cap, trebuie să mă gândesc cum fac. Adică eu știu de eveniment de mult, dar nu m-am gândit până acum atât de în detaliu la el. Și de fapt câte probleme ale mele cumva le rezolvă. Și ale mele însemnând oricare dintre contributorii și vizitatorii de acolo. Da, deci mi-ai dat de gândit astăzi, mâine, cam asta o să fac. În back of my mind mă gândesc cum fac să ajung la bazar între, cât ai zis, între 10 și 16, da? Da. Da. Pe 11 decembrie. Eu zic că pentru cine nu a fost de la început. Am uitat să rămân. La ora 4, toate bunurile care rămân, care nu sunt vândute, vor fi donate către ONG-urile care depinde, dacă sunt bunuri perisabile. Sunt ONG-uri cărora le donăm imediat sau le revalorificăm la un alt eveniment dacă nu sunt bunuri perisabile și putem să le oferim după aceea ca și daruri sau le valorificăm și ajutăm pe parcursul anului
tot din acea contribuție. Super. Întrebarea la care vreau să revin este una mult mai pragmatică, este adevărat, dar este importantă ca să venim pregătiți. Putem plăti și cu cardul, știi că e întrebarea asta tot timpul. Să știm, o să avem ATM-uri acolo. Perfect. O să avem. Deci o soluție okay. Există. Nu. Da. Există, întotdeauna... tot există soluții. Eu știu, știi că noi avem asta. Antreprenorii spun, în orice problemă există minim două soluții. Dacă nu ai minim două soluții, înseamnă că nu ai vrut să te gândești la ele. Așa că eu am întrebat tocmai ca să putem să eliminăm orice dubiu că nu avem, nu se poate. Ba, se poate. Ideea este să ajungeți acolo și să aveți de fapt o după-amiază, o zi întreagă, dimineață și după-amiază agreabile. Să știi că nu mi-am dat seama, dar am ajuns chiar la final. Ce vrei să ne spui în finalul intervenției noastre, cu care să rămână doamnele și de ce nu și domnii care ne-au urmărit și ne vor urmări de acum încolo? În final vreau să reiau cuvintele tale de la început. Puterea de a fi împreună. Puterea lui împreună este cea mai importantă. Vă invit să fiți alături de noi. Vă invit să ne sprijiniți, să ne susțineți, să facem parte dintr-o comunitate. Dacă noi vă putem oferi ceva, spuneți-ne. Adică e foarte important să fim împreună și să ne susținem unii pe ceilalți și să contribuim împreună la o viață mai frumoasă a celor din jurul nostru. Cum spuneai tu, nu e nevoie de parteneriate scrise, nu e nevoie de parafe și de semnături. Atunci când e vorba de a fi împreună, asta este cel mai important. Puterea lui împreună aduce magie, aduce bucurie și creează punți între oameni. De aceea, acesta este mesajul meu. Haideți să fim împreună, haideți să contribuim împreună și să ne unim bunătatea, altruismul și empatia pentru a schimba lucrurile din jurul nostru. Mulțumesc frumos, Delia. Eu abia aștept acțiunile ale acestui împreună, PWN și Iowa. Cu siguranță vom fi împreună la bazar, după aceea vom fi împreună și la Christmas party-ul pe care îl organizăm și noi în PVN și voi sunteți invitați, așa că vom sărbători succesul bazarului și în Christmas party-ul nostru și abia aștept, acolo voi fi că trebuie să-l prezint, deci aia este by default, sunt acolo și chiar mă gândesc la ceva apropo de intervenția voastră acolo, de ce nu. Îți mulțumesc frumos, spor că sunt convinsă că mai aveți pe ultima sută de metri de organizat și de pus la punct lucruri. Vă doresc să aveți un nou record, pe de o parte de participanți, pe de altă parte de contributori și de sume pe care le strângeți, astfel încât cât mai multe suflete să primească această binecuvântare pentru o viață, măcar pentru o perioadă, puțin mai bună. Mulțumesc și așa să fie. Doamne ajută, asta este cuvântul pe care pot să-l spun. Așa mulțumesc, să fie. Delia. Așa să mulțumesc. Fie, da. Mulțumesc. Mulțumim și vouă celor care ne-ați urmărit. Ca de fiecare dată vă spun să rămânem cu soare în suflet, indiferent ce este afară. Și să avem o săptămână, aș zice cu spor, dar de data asta cred că este mai degrabă cu relaxare, pentru că urmează câteva zile în care lăsăm și noi puțin garda mai jos și ne putem relaxa. Pentru cei care sărbătoresc mâine Sfântul Andrei, la mulți ani, pentru că eu am un Andrei, de fapt o Andreea acasă, așa că pe calea asta le zicem tuturor la mulți ani. Și ne vom revedea pe 8 decembrie cu ultima ediție, 13 decembrie, pardon, cu ultima ediție live a acestui sezon și vedem după aceea ce mai urmează. O zi minunată să aveți, să ne vedem cu bine!